Iată așa, băieți, poate să arăte luxul. Anilor 80. Ia priviți. Cât era de luxoasă, cât puteau fi de luxoasă mașinile anilor 80. Ia priviți cât lux aici. Ia priviți cât lux aici. Un automobil retro care pentru anii lui arată fenomenal de bine. Așa. Cât lemn, cât lemn pasiv, cât piele. Absolut tot un piele. Frumuseță. Frumuseță rară, 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 rară. Țara de producere gat lunit, marca Rolls-Royce. Și model și din 78 și V8 cu capacitatea motorului de 6,750. Și la atunci, la așa cu centimetri cubi avea doar 190 de cai putere. Masa totală de 2108 kg. Ia preță ce stare el s-a află. Ah, frumuseță. Frumuseță. Retromobile Moldova. Rolls-Royce. Frumos. Frumos. Așa. Ух, ce frumuseț. Așa arată sportivitatea anilor 80. Un BMW din 1976 cu capacitate cilindrică de 2,5. Un automobil minunat, bine păstrat și restaurat. Ух, ideal. Ideal. Ia priviți cât de bijuterie aici. Бижутерия деврать. Бижутерия деврать. Шимоточек лети. Ништи бижутерия деврать. Что это есть, боец? С импосибл девазут астас. Ла декора пункт меди. Это ша, боец. Это шау птери. Ира нэнти. А шау... Așa un desen a fost cândva proiectat și produs în linie. Vă dați seama câtă muncă a fost depusă la acest automobil ca să-i facă toate aceste forme. Impecabile, ideale. Ia priviți. Este o muncă enormă. O muncă enormă la aceste automobile. Da, cândva inginerii puteau face mașini. Puteau face mașini. Iată așa, băieți, poate să arăte luxul anilor 80. Ia priviți. Cât era de luxoasă, cât puteau fi de luxoasă mașinile anilor 80. Ia priviți cât lux aici. Ia priviți cât lux aici. Un automobil retro care pentru anii lui arată fenomenal de bine. Așa. Cât lemn. Cât lemn pasiv, cât piele. Absolut tot un piele. Frumuseță. Frumuseță rară, 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 rară. Pe lângă toate aceste automobile foarte frumoase, mai sunt și așa cu apodoperi, bijuterii, în care s-a depus foarte multă muncă, foarte mulți bani, foarte mult suflet, foarte multă pasiune și foarte multă dragoste, băieți. Credeți-mă pe cuvânt.
că tot asta sunt niște bijuterii. Sunt niște jucării, niște bijuterii care au costat foarte mult, care costă foarte mult. Și când spun că costă foarte mult, nu mă refer la partea financiară doar. Pentru că în aceste automobile se depune timp, se depune foarte multă dragoste. Ia priviți, această motocicletă, spre exemplu, acest BMW, care are deja și număr și serie ca retro, ca un lucru care e în original, cu certificat de retro, un BMW veritabil din anul 1947. BMW R35 din 1947. Voi vă dați seama câtă muncă va fi depusă în această motocicletă când va fi ea gata, restaurat. Ia priviți-o. Acest motociclet este din anul 1953. 1953. Și ia priviți-o cum arată. Voi vă puteți imagina câtă muncă aici s-a depus. Fiecare mărunțiș din această capodoperă a tehnicii a fost căutată foarte mult timp. A fost restaurată, a fost cumpărată, au fost foarte mulți nervi pierduți. Foarte mult timp. Dar s-a primit un lucru fenomenal de frumos, fenomenal de, hai spunem așa, de exclusiv. Țara de producere URSS, marca IM3, model M72. Ia priviți, asta este din anul 56, deci tehnica după al doilea război mondial, care era predestinată, Doamne ferește, de începerea unui alt război. Atunci așa era în Uniunea Sovietică, totul era pregătit pentru diferite situații, tot ce ține de conflicte armate. Deci această motocicletă a fost echipată pentru absolut orice situații, conflict militar, unde să pui, nu știu, mitraliere, sculei, armament, rezervor de benzină, absolut tot. Și înzestrat cu niște cauciucuri care se treacă peste tot, practic peste tot. Dar aceasta este o versiune deja standard, o versiune care poate să meargă șoferul, da, pasagerul și încă un pasager în această motocicletă, în această calească, nu știu cum să o numesc. Iată așa. Și totul este restaurat și făcut ca la carte. Absolut fenomenal. Dragii mei oameni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc că ați apreciat împreună cu noi și că veți aprecia acest filmuleț, această pasiune, că veți da un like pasiunii acestor oameni care preferă să mențină clasica, preferă să mențină tot ce este vechi pentru generațiile următoare, pentru că așa automobile deja nu vor mai fi. Cu părere de rău, nu vor mai fi. Asta este ceva fenomenal. Vă mulțumesc la toți și vă doresc la toți în continuare o zi bună și atunci când aveți posibilitatea să dați o mână caldă unui iubitor de tehnică veche care depune foarte mult suflet, foarte multă dăruire, foarte mult timp, foarte mult bani și foarte mult dragoste. Făceți-o, pentru că este un lucru foarte plăcut. V-am salutat, pa, pa!